Despre tot acest scandal vorbim acum cu Cristi Mândru alături de mine în studio. Cristi, bună seara, îți mulțumesc pentru prezență. Am urmărit împreună evoluția acestui caz, avem multe certitudini, dar la fel de multe necunoscute. Cum s-a ajuns totuși aici? Vorbim despre numărul 1 mondial în tenis. Da, este incredibil ce se întâmplă până la urmă. Cred că suntem într-o zonă gri așa, neclară, pentru că sunt foarte multe incertitudini și asta pentru că, din punctul meu de vedere, nu pot să aperi democrația, această formă imperfectă pe care o trăim cu mijloace întotdeauna democratice. Se apelează foarte mult la acest GDPR, la faptul că nu poți să spui niște lucruri, dar cred că în acest caz ar trebui ca toți cei implicați să vină în față, mă refer la Novak Djokovic, la autoritățile australiene, să se pună la masă și să scoată hârtiile, dovezile. Pentru că avem frânturi de adevăruri, pentru că sunt frânturi practic de adevăruri, exact. Și fără nicio dovadă publică. Novak Djokovic spune că are o hârtie de la o comisie, de la două comisii independente. Australienii spun la fel că nu au îndeplinit toate condițiile, dar nu știm despre ce este vorba până la urmă. Și așteptăm totuși clarificări, dar ar trebui să luăm în calcul și toate cele declarații controversate făcute de jucătorul sârb de-a lungul acestei pandemii. Da, e un personaj până la urmă, este o legendă a tenisului, este pentru unii cel mai mare jucător, dar să spunem ceva, el nu a spus niciodată cu subiect și predicat că este împotriva vaccinării. Da, a dat de înțeles în multe situații, a fost acel Adria Tour pe care l-a organizat când pandemia era în floare anul trecut. Să le reamintim telespectatorilor, acel turneu demonstrativ, exact, în urma care s-a desfășurat în Serbia cu spectatori, un focar, da, a fost exact. Un focar de infecție atunci cu COVID-19. Da, este un personaj cu anumite atitudini diferite față de alții, dar riscul cel mare, zic eu, aici este să se transforme acest episod într-o luptă, ca multe alte lupte între vacciniști și antivacciniști. Cred că este riscul cel mai mare. Evident că a contat și alte lucruri, pentru că nu va putea să fie, în primul rând, să-și asume niște lucruri și să spună oricând. Nu vreau să mă vaccinez pentru că nu vreau sau nu pot. Era mult mai simplu, lucrurile erau mult mai clare și atunci era, cred că, și în avantajul lui, în această situație absurdă până la urmă. Foarte pe scurt, cum ar trebui să privim sau să ne raportăm noi, practic, la acest scandal, Cristi? Sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Din punctul meu de vedere, australienii au pus niște reguli acolo. Dacă mergi la cineva în casă, trebuie să respecti regulile de acolo. Cred că e o lecție pe care trebuie să o învățăm aici. Nu știm ce se va întâmpla luni până la urmă. E un proces pe rol. Știm, avocații au făcut apel. Și ne putem gândi că acest caz ar putea lua o altă turnură cumva? E posibil orice, pentru că, repet, suntem într-o zonă gri. Nu avem dovezile, documentele, ce hârtii, despre ce este vorba. Sunt foarte, foarte multe necunoscute și din cauza faptului că nimeni nu spune cu subiect și predicat ce se întâmplă concret, ce hârtii sunt și care sunt condițiile, toată lumea speculează și noi speculăm acum. Toate subiectele, tot ceea ce se spune, practic sunt doar speculații deocamdată. Dar așteptăm cu foarte mare interes să vedem ce se va întâmpla luni dimineață în Australia. Cristi Mândru, îți mulțumesc mult pentru această discuție. Cu plăcere.